Deși infracțiunile de înșelăciune săvârșite prin diverse moduri de operare, cum ar fi metoda accidentul, au fost mediatizate în vederea cunoașterii de către populație a cauzelor, condițiilor și împrejurărilor care au generat și favorizat săvârșirea acestora, infractorii se dovedesc a fi deosebit de inventivi. Aceștia se prezintă la domiciliile unor persoane de vârste înaintate și, sub pretextul că oferă servicii de deratizare a imobilului sau verifică instalațiile de furnizare a gazelor naturale, pătrund în locuințele acestora, de unde sustrag bani și diverse bunuri de valoare. Pentru a conștientiza populația, cu precădere persoanele de vârsta a treia, cu privire la riscul la care se expun, când dau încredere în persoane necunoscute și le oferă sume de bani, în schimbul așa ziselor rezolvări de probleme cauzate de accidente rutiere sau oferirea unor servicii de deratizare, precizăm încă o dată faptul că, în aceste cazuri, nu trebuie să se ofere sub nicio formă sau pretext sume de bani. Unii infractori lucrează în echipă, în timp ce primul distrage atenția victimei, cel de-al doilea pătrunde în apartament și caută în celelalte camere. Alții au obiceiul de a încerca și ușile de acces în locuință. Dacă acestea nu sunt încuiate, sustrag bunurile pe care le găsesc pe holul apartamentului. Polițiștii recomandă tuturor celor care au de făcut diverse reparații în gospodărie să angajeze firme autorizate și să nu se încreadă în prețul mic oferit de aceste persoane. În cazul în care aveți suspiciuni cu privire la faptul că sunteți înșelați, apelați la numărul unic de urgență 112 sau sesizați cea mai apropiată unitate de poliție.